Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași este ctitorie a voievodului Vasile Lupu. Pentru ridicarea Sfântului Locaș din capitala Moldovei au fost combinate structuri și forme tradiționale cu materiale prețioase și o decorație fastoasă, fiind unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din țara noastră. Astăzi, mănăstirea din centrul municipiului și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, în mijlocul obștii monahale s-a aflat înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ieșenii au participat astăzi la hramul mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Ei s-au rugat la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a vorbit despre rolul celor trei sfinți ierarhi în viața creștinilor de astăzi. Sfinții Trei Ierarhi pe care îi cinstim astăzi au constituit de-a lungul vremii izvoare de influență duhovnicească asupra a numeroase generații de creștini. Creștinii de astăzi, noi cei aici de față și cei asemenea nouă, în mod special în zilele de sărbătoare, dar bine ar fi de-a lungul întregii noastre vieți, aflându-ne într-o situație sau alta, plăcută sau mai puțin plăcută, să avem puterea să privim la icoanele sfinților și să găsim răspuns în momentele noastre de bucurie sau în momentele noastre de cumpănă. Și dacă am înșirui tot evantaiul de situații care apar în viața noastră, nu există vreuna în care noi să nu avem posibilitatea să ne raportăm la Sfinții lui Dumnezeu și în mod special la chipurile cele binecuvântate ale Sfinților Trei Ierarhi. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un ieromonah pe seama mănăstirii. La finalul slujbei, starețul așezământului monahal a vorbit despre ocrotitorii acestui sfânt locaș din centrul municipiului Iași. În aceste zile de prăznuire, de bucurie, suntem chemați așadar să ne umplem sufletele și să ne împărtășim de bucuria și puterea pe care Sfinții au primit-o în timpul vieții. Să ne rugăm lor și să-i cinstim. Mulțumim lui Dumnezeu în aceste zile pentru prăznuirile puse în viața noastră mici și mari și mai ales pentru prăznuirea de azi, noi, îndeopște, obștea acestei mănăstiri și dumneavoastră, cei ce sunteți alături de noi, pentru această bijuterie de biserică, pentru Sfinții Trei Ierarhi care ne ocrotesc, pentru moașele Sfântului Vasile cel Mare. Deci suntem și pe ctitori care au făcut cu putință prăznuirea noastră. Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi a fost ridicată de voievodul Vasile Lupu între anii 1637 și 1639 ca necropolă domnească.